Reprezentanții celui de-al doilea contingent militar polonez, care fac parte din batalionul 7 al țintașilor voievodului Wielkopolski și care au sosit la Craiova pe 12 ianuarie, s-au întâlnit cu președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, și prefectul județului Dolj, Dan Narcis Purcărescu. Atât partea română cât și cea poloneză au vorbit despre bunele relații care caracterizează colaborarea dintre cele două țări pe plan militar. De-a lungul timpului, între România și Polonia s-au legat relații foarte strânse, bazate pe respect reciproc. Polonezii s-au simțit la Craiova ca la ei acasă. Jesteśmy bardzo dumni, bardzo zadowoleni, że jesteśmy tutaj, ponieważ historie naszych krajów przeplatają się. Suntem onorați și suntem foarte mulțumiți că am putut să ne întâlnim astăzi, pentru că avem o istorie comună. Nawet część historii naszego kraju była tutaj w Krajowie, gdzie przebywał nasz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Ignacy Mościcki. Chiar o parte din istoria noastră a fost la un moment dat în Craiova, când aici a staționat guvernul Poloniei împreună cu președintele Poloniei, Ignacy Mościcki. Ta przyjaźń i to dobre, te dobre relacje między naszymi krajami, o których mówił pan wojewoda, zauważyliśmy od razu po przyjeździe. Aceste relații bune despre care a spus și domnul președinte, noi am observat încă din prima zi de când am venit aici în Craiova. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci i gwarantujemy, że będziemy tak samo się odwdzięczać i współpracować z naszymi przyjaciółmi rumuńskimi. Am fost primiți foarte bine, foarte călduros și vrem să vă asigurăm că o să colaborăm și noi din partea noastră foarte bine cu colegii noștri din armata română. Mamy tutaj bardzo dobre warunki do funkcjonowania. Avem aici condiții foarte bune pentru funcționare. Do szkolenia. Și pentru tot felul de antrenamente. I gwarantujemy również, że będziemy robić wszystko. Și vă garantăm că vom face orice posibil. Żeby nasza współpraca odtąd była na jak najlepszym poziomie. Ca să avem o colaborare cât mai bună. Evenimentul s-a finalizat printr-un schimb de cadouri între reprezentanții militarilor polonezi și cei ai autorităților locale.